Acest este ceasul cu cameră spion Full HD. Este un ceas care mai are încă vreo 4 modele. Cel de față este un diesel, toate sunt, ca și specificații, sunt aceleași, ca și funcționalitate la fel, doar designul diferă. Pentru funcționalitate, avem butonul din dreapta sus, cum ne uităm la ceas, ținem apăsat pe el până pornește ceasul. În momentul în care ținem mai lung apăsat, ceasul va porni direct în modul de video. El va înregistra instant după ce se va porni. Ca să oprim acest mod, ca să îl punem în modul de standby, apăsăm tot pe același buton cu care am pornit de două ori. 1, 2. Asta s-a aprins un LED albastru la ora 12, ce înseamnă că este în modul de standby. Ca să schimbăm pe modul foto, folosim butonul din partea stângă a ceasului, apăsăm scurt pe el, LED-ul devine roșu, în momentul de față avem modul foto, tot din partea dreaptă acționăm scurt ca să facem poze, în timpul pozei LED-ul roșu se stinge, după care revine la normal. Să intrăm în modul audio, apăsăm din nou pe butonul din stânga. Acum avem LED-ul roșu și albastru concomitent pornit. Din partea dreaptă acționăm scurt și vor licără împreună, ceea ce înseamnă că înregistrează doar audio în momentul de față. Același buton și oprim, adică intrăm din nou în standby. Mai apăsăm o dată, intră în modul video din nou. Același buton, din partea dreaptă, îl ținem scurt, apăsăm scurt, s-a stins LED-ul albastru, el acum în momentul de față filmează video cu audio. Ca să aprindem LED-urile de infraroșu, în timp ce filmează, acționăm butonul din stânga, îl ținem lung apăsat până se aprind LED-urile. În momentul de față LED-urile infraroșu sunt pornite, ca să le oprim apăsăm doar scurt. Și LED-urile s-au oprit. Filmarea continuă. Să oprim dispozitivul de tot. Apăsăm de două ori ca să revină la modul standby și îl ținem lung apăsat tot butonul din dreapta până se stinge definitiv LED-ul. Pentru descărcarea datelor, desfilătăm cheița din mijlocul ceasului. O să avem o ieșire jack. În partea de jos avem microfonul. Mare atenție aici, acesta este un buton cu găurici pentru a intra sunetele. Mare atenție să nu intre apă, pentru că s-ar putea să ajungă la partea electronică să deterioreze ceasul. Conectăm cablul pixului cu mufa jack și avem o ieșire USB. Se conectează la calculator, la un port USB, bineînțeles, sau laptop. Nu-l încărcați la priză, foarte important, s-ar putea să se ardă acumulatorul din partea electronică. Îl conectăm la un port USB, va apărea, e plug and play, va apărea în My Computer memoria ceasului, cea de 16 GB, de acolo puteți încărca datele sau să încărcați date pe el. După finalizare, pentru încărcare, bineînțeles, îl lăsați undeva 3-4 ore la încărcat. După finalizarea încărcării, punem butonașul înapoi, prin rotire, și ceasul devine din nou funcțional. Ca să schimbăm ora, folosim cel din partea dreaptă, îl tragem ca și la un ceas normal și se modifică ora. La acest model, la ceasuri, sunt două baterii. O baterie pentru partea electronică și o baterie mică pentru partea cronologică a ceasului. Aceasta se poate schimba și la un ceas ornicar, o baterie mică de ceas.